Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre urmărirea silită a sumelor primite cu titlul de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Vă rugăm să ne precizați dacă în cazul în care avem un concediu medical într-una din lunile anului, se pot face reținere în limita cotei de o treime din venitul net? Specialiștii portal codulmuncii.ro ne răspund. Înțelegem că speța se referă la situația urmărirea silită prin poprire a sumelor primite cu titlul de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Dacă salariatul se află în concediu medical, atunci contractul individual de muncă este suspendat de drept în temeiul articolului 50 litera B din Codul Muncii republicat. Pe durata concediului medical, salariatul nu beneficiază de salariu, ci de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Articolul 409 alineatul 1 Codul de Procedură Civilă prevede că salariile și alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite. A. Până la o jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlul de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii. B. Până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Totodată, conform articolului 409 alineatul 4 din Codul de Procedură Civilă, ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă, pe baza oricăror dispoziții legale, precum și sumele cuvenite șomerilor potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlul de obligație de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel. Așadar, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă poate fi urmărită, însă numai pentru sume datorate de salariatul debitor cu titlul de obligație de întreținere sau cu titlul de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale. Articolul 453 alineatul 2 Cod de Procedură Civilă menționează că pentru sumele datorate cu titlul de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii, precum și cazul sumelor datorate cu titlul de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, înființarea popririi se dispune de instanța de fond din oficiu de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii. Așadar, pentru sumele datorate cu titlul de obligație de întreținere, de alocație pentru copii sau de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății, când executarea se face asupra salariului sau altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, ca indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, înființarea popririi se dispune de instanța de fond din oficiu de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii. Alineatul 5 din același articol menționează că urmărirea drepturilor menționate la alineatul 4 se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora, iar potrivit alineatului 6, sumele reținute potrivit alineatelor 1-4 se eliberează sau se distribuie potrivit articolului 562 și următoarele. Prin urmare, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă a salariatului poate fi urmărită, însă numai pentru sume datorate de salariatul debitor cu titlul de obligație de întreținere sau cu titlul de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, când înființarea popririi se dispune de instanță, iar urmărirea se poate face în limita a jumătate din cuantumul indemnizației.